Vinerea aceasta, Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos a găzduit cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Casian atelierul de creație, comunicare prin culoare. Sub atenta îndrumarea personalului calificat, 6 copii care suferă de autism au pictat frunze și peisaje de toamnă împreună cu elevii clasei 1 de la Seminarul Teologic Sfântul Apostol Andrei din Galați. Elevii clasei 1 de la Seminarul Teologic Sfântul Apostol Andrei au fost încântați când au auzit că vor avea o activitate comună cu acești copii. Ba chiar mi-au precizat că vor să se împrietenească și să-i facă fericiți. Ne-am dorit să mai avem astfel de activități împreună. Încercăm să le dăm o șansă în societate, ajutându-i să se integreze alături de ceilalți copii, pentru că asta este cea mai importantă provocare, integrarea lor în societate. Copiii însoțiți de părinții lor au vizitat totodată și expoziția de jucării deschisă până în 5 octombrie în sala de expoziții temporare a muzeului. Prin acest proiect se urmărește integrarea copiilor care suferă de autism în colectivele de copii de la școala primară a Seminarului Teologic Sfântul Apostol Andrei din Galați. Acțiunea a putut fi realizată grație parteneriatului încheiat între Muzeul Eparhial, Seminarul Teologic Sfântul Apostol Andrei din Galați și Centrul de Consiliere și Asistență pentru Persoane cu Tulburări de Spectru Autist din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.